benzinărie să alimentăm, să nu avem surprize. Dar totuși, mașina toată nu cred că rămânem noi. Prea aproape ai tras. Nu, mă. Iar face ea de la ei. Mi-am luat, eu n-am pe mama în dreapta, eu am... Când o muri mama, nu o să mai... Am din ăla. Instructor. Instructor am. Bună ziua! Ce-a zis mamă? Motorină sau benzină? Motorină. 50 de lei. Gata. Care fază să fi zis mama motorină și ea să fie pe benzină? Atunci o omoram eu. Se mai întâmplă și de astea, n-ați mai văzut. Hai să plătești și revin. Gata, am și plătit. E frumos ăla că... Ce tot ai cu mine? Tot acasă te-au văzut prietenii. Tot acasă. Da, conducem acum. Conducem amândouă. Amândouă conducem. Stai că pe canalul ăsta poți să-ți faci și așa. Coacana, mie, mă. Ești mai rău, tu ești ca dânsi. Auzi, mă. O persoană că râd. Din nopțile nedormite am crescut aici la Mama, cu mama la urgență aici, la centru de permanență. I-a luat tensiunea, că i-a mețit, așa nu se simte bine. Are tensiunea 14 cu... Cu cât a zis? Dacă nu ții tu minci. Am uitat, are bătăile mari, 100 și ceva. Aia e problema. I-a dat o pastiluță, o extravaleriană, am înțeles, care se ține sub limbă, să-i scadă pulsul. Cine știe? Ce, tratamentul meu nu mai face efect? Nu știu. Eu trebuie să mergem să mai strâng și eu acolo pe bancă. E așa? A, la urgență mă pui, la taică-tău. Av undeva nu zici să mă duci, mă duci ca taică tău. Hai, dar te duc în parc, unde vrei? La spital, să mă vadă lumea ce mă duci, la urgență. E parc, nu e spital. La terasă nu ai spus să mă duci. Dacă n-am spus, hai acolo la tantinuța asta să mă... Nu, nici acum nu-i târziu. Lasă-mă, știu. Unde să mergeam? Eu un amic de bunici. Hai de la baba, la futura, la poartă. Și ce să fac acum? Primesc câinii? Te stau acolo, aflu și eu ce a făcut Alex. Unde e răcit. Hai că mergem acolo, prieteni. Am revenit și noi, prieteni, pe canalul Lumina de la Strehaia. Și chiar vă rog să vă abonați și la contul meu celălalt, cel nou, Camelia Maze de la Strehaia, pentru că mi-a trebuit și nouă 500 de abonări, așa că nu mai știu să vorbesc, să facem și noi mii de prieteni. Și chiar vă rog, prieteni, haideți mai repede să-i facem. Eu nu mai arăt că mă voi, iar ce au dus prin curte. Prieteni, astăzi toată ziua mi-am făcut de lucru.
pentru că, nu știu, am o stare așa foarte ciudată și când stau și mă gândesc așa și mă stresez, prieten, sincer, mă doare ficatul. Astăzi dimineață am făcut de mâncare, am făcut curățenie, am șters cările, am pus rânza ce mai era și uite, am lăsat deschis la fumătoare. Am pus rânza mare la congelator, am pus petia aia, jambonul al mare. Unde te duci? Haidea să vii să-mi ții telefonul. Prietenii, am zis aici că facem grădina și o să facem în următoarele zile. Să vină nemișulică să-mi aducă unelte ce-mi trebuie. Ia uitați câinici, aduc șervețele, gunoaie, trebuie strânse și astea. Pentru că arată foarte urât. Iarba trebuie tăiată. Pentru că a venit căldura și va trebui să ne mutăm aici în fuișor. Să facem curățenie, să facem frumos. Vine Paștele. Ia să stau jos până vine Madalina, pentru că eu vreau să mătur un pic la poarta asta din spate, pentru că au făcut mizerie câinii și vreau să măturăm un pic, pentru că totuși este poarta noastră. Și să punem o băcuță acolo în spate, mai stăm și noi, uite, cu vecinele. Ca așa, naiba, am înnebunit, sincer, prieten, vă spun. Așa mă arăt și pe mine. Am un păr foarte dezordonat. Foarte înfoiat, dar asta e, asta sunt. Iar a venit vremea să stau aici, prieteni. Ia uitați-mă. Ia uitați, mașina lua Riciu. Vedeți? Prieteni, azi dimineață. Hai să vă spun așa mai pe scurt. Nu intru prea mult în detaliu. Pentru că de câte ori deschis subiectul ăsta, eu sincer așa să fiu, nu știu, nu găsesc capătul la subiectul ăsta și nici nu vreau să, pentru că eu degeaba vorbesc, pentru că unele persoane nu mă înțeleg, am spus și pe contul meu celălalt. Nu știu de ce îmi face așa ecranul la telefon. Mă refer la unele persoane care zic că nu mă ocup de copii și că nu iau copii și că sunt liberă fără copii și comentariile știți și dumneavoastră. Eu vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu asta și dacă o să înțeleagă, sper să se înțeleagă sau să înțelegeți ce vreți dumneavoastră, pentru că n-am cum, fraților, să vă... Chiar n-am cum să mă fac și eu înțeleasă. Eu v-am zis de 100 și 1000 de ori, pentru că eu n-am luat copii până nu am o casă stabilă, să vă spun și eu așa mai pe direct. Și să iau copiii de unde au crescut, pentru că n-am vrut. Da? Să vă zic și astea. Ne-au rănit prea mult și dacă le mai luam de casa de unde au crescut, nu le răneam și mai rău, așa. Uite, sunt unele lucruri care eu nu pot să vorbesc despre ele, că mi-e să plâng. Și eu nu știu cum să se mai fac. Pentru că acum orice aș face, eu o să fiu judecată, sunt conștientă. Și dacă o să fie, să zic așa, să ne refac viața, o să fiu judecată și atunci. Și orice aș face, o să fiu judecată. Fata m-a sunat bun și am rămas fără baterie. Mai vii? Și prieteni, nu știu, chiar nu știu, dar nu pot trăi și după cum vreau unele persoane, după cum vrea lumea. Pentru că nu-mi poartă nimeni papuci să vadă cum e. Nimeni nu știe ce... din sufletul meu. Nu? Că multe persoane zic că gata, e ușor. Nu e ușor.
o persoană, dacă nu arată, asta înseamnă că nu, nu e ușor. Dacă nu își deschide sufletul. Dar uite că sunt unele lucruri care nu poți să le spui aici. Chiar așa să spui tot, mă înțelegeți? Sau dacă și m-aș ocupa de copii, atât că pot și eu și cât am puteri, ce vreți să fac? Să dau detalii? Să... Sau ce să fac? Bun, prieteni, hai să schimbăm subiectul, pentru că nu mai vreau să mai vorbesc despre asta și de asta de multe ori nici nu vreau să vorbesc. Da. Prieteni, sincer, asta e, fie ce vrea Dumnezeu. Să se întâmple ce o să se întâmple. Cum se-ar zice, eu acum mi-am lăsat mâinile în mâna lui Dumnezeu. Mi-am lăsat viața, să zic, în mâinile, că nici nu mai știu să mai vorbesc. De asta m-am și apucat să fac treabă de dimineață, ca să scap de starea asta. Și ce să vă mai zic? Cam atât. Persoanele care înțelegeți bine cu comentariile de copii, dacă mi-ar aduce cineva copii la poartă, ce, nu i-aș lua sau ce? Eu n-am lăsat, am donat copiii nimănui să-i crească nimeni. Copiii sunt lângă tata lor și în familia care și-a refăcut viața au și copii, are și el și... Știți cum e, dacă s-au decis la bun început, creștem copii împreună, avem 4 copii. Asta nu înseamnă că i-am donat pentru cineva să-i crească. Mă înțelegeți? Și dacă are cineva grijă de copii, nu o face că o face pentru mine, o face pentru tata lor. Eu așa consider, nu? Eu n-am avut nimic niciodată cu nimeni, din contră, eu am vorbit și cu ea. Am zis tot timpul că n-am nimic cu ea. Din contră, eu am încercat totuși așa să țin legătura așa pentru copii sau... Mă rog, închei subiectul ăsta, prieteni, vedeți pe... mult evit subiectul ăsta și nu vreau să vorbesc și văd comentarii și nu le răspund pentru că nu vreau să vorbesc despre asta. Da, haideți că mai revenim. Al cui picior? Piciorul lui mama cauți. Eu te las, mă duc să mă întorc la poartă, treaba ta. S-a încurcat tot 100.000 de treburi. Mama s-a pus să gătească. Altă mâncare. Ia uite ce frumos am înflorit pomii. Vedeți? Ia uite ce am la poartă. Da? Mă tur aici la poartă frumos, să stăm, că vine vara. Ia vede, și-a făcut câinii și trebuie măturat. Gardul ăsta, dacă suflu un pic, cade. Păi na, haideți că mă apuc de treabă. Gata, prieteni, am măturat, ia vedeți, până la colț. Și femeia asta mi-a zis că de ce să mai iau gunoi? Uite, trebuia să dau și pe aici, mă. Lasă-mă că le-a stat. Femeia asta zice, auzi, să las gunoiul, să pun sare pe el. Auziși? Auzi. Bă, femeie. Ce vrei? M-ai mâncat.
Du-te, pune sare pe el, hai. Nu mai pun nicio sare, lasă acolo, că ia cei de la primărie. Dar tu știi că eu nu știam faza cu sarea. Și care e faza cu sarea? Hmm? Care e faza cu sarea? Păi mi s-a spus și eu am crezut și m-am dus și am pus sarea. Ce, dacă pui sare, dispare? Nu se strică. Hmm? Nu se strică. Doamne, ferește. Adu fărașul și mie. Hai, du-te, să termin. Mă trecură toate apele. Ia. Ai murdărit papucii. Să știi. Uite ce făcuși. Și unde arunc peste gard? Da, la vecina în curte. Revenim. Gata, prieteni. Terminarăm și măturatul. Și cam atât. Vedem închei vlogul aici. Eu vă doresc o seară plăcută și nu uitați să vă abonați la noul meu cont, Camelia Mex de la Strehaia. Și vă pupăm. Vă pup. Pa, pa.